Se spune despre ei că sunt militari aparte. Specificul lor îl reprezintă mediul în care acționează. Sunt la fel de buni atât pe apă cât și pe uscat. Ei sunt infanteriștii marini, militari de elită ai forțelor navale române. Imaginile pe care le urmăriți acum fac parte dintr-un exercițiu al infanteriștilor marini desfășurat la Babadag. Raidul amfibiu are un scop precis. Recuperarea și evacuarea unui ostatic capturat de o grupare de pirați. În plus, se urmărește și distrugerea bazei acestora. Exercițiul de astăzi a constat într-un raid afibiu desfășurat în cooperare de plutonul cercetare din cadrul companiei stat major și un pluton de infanterie marină, care a avut ca obiectiv nimicirea unei baze de pirați și eliberarea ostaticilor care se aflau capturați în obiectivul atacat. Este un exercițiu specific nou pentru că conține două componente, și cea care se desfășoară pe apă cât și partea de pe uscat. Practic, noi venim de pe apă și acționăm în zona terestră. E specific nouă pentru că face parte din componenta pe care noi încercăm să o implementăm în anii acestea, lupta antipiraterie. Am fost comandat grupei de siguranță în cadrul unei extrageri a unui ostatic care a fost răpit de un grup de teroriști. Reușita misiunii depinde de fiecare militar în parte. Infanteriștii marini acționează întotdeauna în echipă. Siguranța și rapiditatea mișcărilor le garantează faptul că nu vor fi descoperiți de adversari. În cadrul acestui exercițiu, un rol aparte l-au avut lunetistul și observatorul. Rolul nostru este pentru a ne găsi o poziție de tragere favorită pentru susținerea trupelor proprii și pentru nimicirea inamicului. Execut misiunea cu colegul meu lunetist, dându-i date despre viteza vântului, umiditate, tot ce înseamnă despre armament și tot ce facem în echipă. Este o muncă foarte plăcută, grea, e foarte frumos. În batalion și ce executăm în acest batalion. Ne-am camuflat pentru a nu fi văzuți, după care urmează să părăsim locul în cea mai mare viteză după ce ne-am îndeplinit misiunea. Tot așa, prin ascuns, să nu fim văzuți. Exercițiul de recuperare și evacuare a unui ostatec a făcut parte din aplicația Dimineața Senină 12, care a cuprins printre altele și trageri de luptă cu armamentul de infanterie. Obiectivul principal a fost evaluarea capacității de luptă a batalionului 307 Infanterie Marină în planificarea și executarea operațiilor ofensive în zona lagunară. De altfel, batalionul este o structură cu caracter de unicitate în armata României, datorită mediului de acțiune și specificului amfibiu al misiunilor. Descurajarea și anihilarea acțiunilor teroriste în delta Dunării, în zona lagunară și pe fluviu, supravegherea și protecția căilor de comunicații navale, căutarea salvarea pe mare, sunt numai câteva dintre misiunile încredințate batalionului 307 Infanterie Marină.